și de undeva înflori speranța. Că avem un temer deocamdată, dar că avem rețineri, că nu știm ce se va întâmpla, nu știm cine va veni, ce sume vor fi pentru finanțarea clubului. Avem un proiect, nu știm, va merge, nu va merge, lucrurile astea se vor așeza cumva. Cert e că avem câteva elemente care ne dau siguranță. Jucătorii sunt cu salariile la zi și licența este luată din ceea ce ne-au confirmat cei din club. În rest vom vedea după data de 15, pentru că este o dată extrem de importantă. Odată ziua clubului, îi dăm cu la mulți ani și apoi stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă în justiție, mă rog, cu urechile mai degrabă, că trebuie să primim informații vom afla ce se întâmplă cu acel plan, pentru că în funcție de aprobarea noului plan, lucrurile se pot așeza pe o cu totul și cu totul altă traiectorie. Uite, aici vreau să punctez că au fost câteva întrebări sau, mă rog, comentarii care au avut legătură cu Radu Birlică și ceea ce cere dânsul. Noi nu avem ce să comentăm pentru că nu suntem avizați. Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, este cel care este în măsură să răspundă în instanță, pe data de 15. Acum, moral, cererea domnului Cătălin, Birlică... Pot să comentez, n-am cum să mă abțin. Deci în momentul în care ai spus că m-a comentat Birlică, m-am uitat unde am portofelul. Da. Deci pe cuvântul... Băi, deci cum adică? Vii și excrochiezi clubul Dinamo. Deci eu spun pe românește și tu spui, e dreptul meu, dar asta nu se cheamă că am căpușat clubul. Bă, băiatule, ai adus un barter nenorocit cu un hotel și tu vrei 150.000 de euro comision. 100 cât vrea comision. Bă, dacă nici asta nu e excrocare, nu există, mă, definiția, altă definiție pentru excrocare. Adică, în momentul în care ești om la marketing și pui pe cineva să semneze un asemenea contract, adică tu vii cu un barter. Barterul, în esență, este un contract nu foarte avantajos pentru club. Da, pentru că primești niște servicii, nu primești o sumă de bani și plătești niște impozite foarte mari la barter. Și tu spui comision de 150.000 de euro. Hai bă să ne lasă domnul Birlică, că nu ne-am născut ieri. Da, este o cerere a dânsului care, știi cum e, noi putem, instanța opiniei publice poate să dea un verdict, însă depinde foarte mult ceva de instanța. Trăim în România, da, instanța poate o fi acoperit de acte, dar spun eu, aia este excrocherie în toate definițiile posibile și imposibile. Adică tu vii cu un contract de barter și pui 150.000 comision. Las-o, că nu funcționează. Am înțeles, probabil aia 150.000 a avut un comision și ăla care a semnat. Habar n-am dacă justiția poate dovedi asta. Habar nu am. Dar bate la ochi, adică bate din toate părțile la ochi. Bate. Scoate ochii. O să vedem, repet, data 15 foarte importantă.